Ca atunci când mă veți termina școlile, studiile, fie că îl veți face, fie că nu, nimeni nu o să vină să vă ofere ce vă doriți fără să întrebați. Trebuie să vă cereți întotdeauna drepturi. Iar dreptul vostru acum, pe cele 30 de minute petrecute pe care voi vi l-ați sacrificat să fiți aici, aveți dreptul la niște răspunsuri. Și acum este momentul ca voi să vă cereți drept. Să profitați de tot ce am învățat, de toate planurile pe care le-am luat, de toate învățămintele pe care le-am luat, iar eu sunt aici în fața voastră să vi le livrez cu cel mai mare drag. Dar voi trebuie să știți întrebările la care vreți răspuns. Ce temere ai tu? Ce întrebare ai tu în momentul în care să stai la vârsta la care ești acum? Păi, aș putea spune că întrebarea cea mai mare, cel puțin că mă pun în amintirea zi, cum îți vorbim din asta, să fiu sincer, este că nu mi-e clar ce anume ar trebui să facă întrebarea. Și eu când m-am angajat prima dată, am zis vreau să mă duc la televiziune și nu știam exact ce trebuie să fac. Și exact ăla a fost un plan la care mi-am mai luat și el dată. Și mi-am dat seama că apoi trebuie să stau pe 13 ore în redacție, că trebuie să le fac să și scriu, adică fișa postului a inclus mai mult. Și am făcut exact acel lucru ca tine, am fost nepregătită. Mi-am dorit ceva și nu am știut exact ce doresc. Înțelegi? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să iei contact cu oamenii din domeniu, să citești despre domeniul respectiv. Sunt convinsă că dacă găsești pe cineva în domeniu și el găsesc câteva întrebări, te poate edifica mult mai bine în ceea ce privește fișa de post, să vezi dacă este exact asta ceea ce-ți dorești. Și dacă nu va fi ce-ți dorești, crede-mă, te rog, că nu este niciun fel de problemă. Eu am fost întrebată de foarte multe ori de ce am schimbat atât de multe job. Și am mai primit o întrebare, cum ai plecat de la ultimul job? Dragilor, nu o să plecați niciodată de la un job pe care l-aveți, oricât de multe ați schimbat. În orice domeniu vă veți duce, veți acumula abilități, cunoștințe, comunicare, tehnici de vânzări, tehnici de negociere, relațiile pe care vi le faceți acolo. Eu acum sunt suma joburilor pe care le-am avut. Voi trebuie să vă dați seama că voi sunteți într-o dezvoltare foarte, nu rapidă, agresiv de rapidă. Și voi trebuie să țineți pasul cu ea. Nu vă trebuie meserii de inginer, de medic, de avocat, de... Nu vă faceți targete pentru domenii în care ați auzit voi că se câștigă bine sau... Nu. Trebuie să fiți profesioniști pe domeniul vostru. Trebuie să fiți cel mai bun, cel mai bun în domeniul vostru. Citiți 10 minute pe zi din domeniul pe care îl placeți și pe care vreți să-l practicați și va fi suficient. În ziua de astăzi nu mai avem consultații, pe care nu mai avem consultații, pentru că nu de ce? Pentru că s-a refuzat, o dată de cine. Și ce am rezultat cu niște medici în interior. Eu nu am nimic împotrivă cu medicina. Admir, profesia este una nobilă, însă nu toți suntem focuți pe lucrul ăsta. Trebuie să vă găsiți vocația. Și care e diferența dintre job, vocație și carieră? Hai să vedem, știi? Știi? Nu? Și vrei să știi? Da. Ok, jobul este ceea ce fac 80% din ziua când se duc la servici. Se trezesc dimineața, se duc la job pentru care trebuie să remunerați. Cariera este cea în care, din părere ierarhii, puteți evolua. Să vă dăm exemplu asistent manager. Următorul loc din acestea este de manager, corect? Iar vocația este cea pentru care sunteți voi făcuți, manualitatea, practicabilitatea, viziunea voastră, ceea ce vă face să vibrați din asta când vă treziți și vă treziți la alarmă. Eu am avut și job și carieră și abia acum să vă iar ce încerc eu acum să vă spun și să vă instru curaj de a vă găsi vocația înainte de a trece prin toate. Pentru că la fel de repede cum evoluează timpul, în ziua de astăzi și dezvoltarea voastră, la fel de vă și voi. Și s-ar putea să vină alții din spatele vostru, care să fie mai bine pregătiți, mai bine informați din punctul ăsta de vedere și să ne aducă tot. Ce faceți voi acum aici, nu sunt doar 30 de minute pe care le-am trecut împreună. Este investiția de timp în voi, pentru că singura resursă adevărată și palpabilă pe care voi
mai bine învăț, decât să ajung în clasa 10-a să-mi dau seama că vreau să dau un examen, că aia vreau să fac și nu știu materie și trebuie să o recuperez. Și atunci am învățat, până în clasa 10-a. Am luat frumos, cu mult mare și m-am dus la facultate. Și ce-am făcut ca să-mi aleg facultatea? M-am dus și mi-am întrebat profesorii. Doamne, la ce sunt bune eu la... Cum mă primiți pe mine din ore? Și-am făcut un sondaj între profesori. Și am ajuns la același numitor comun. Romina, tu trebuie să ajungi la psihologie. Și le-am ascultat. Au fost mentorii mei. M-am dus la facultate la psihologie, sociologie. După care, mi-am dat seama că studiile nu au fost complete. Și am zis, ok, ce-mi place mie să fac, ce-mi place să organizez. Ok, mă duc la management. Deci, voi, în momentul de față, nu aveți cum, deci este fizic imposibil, să vă dați seama și să vedeți toată traiectoria voastră până la sfârșitul vieții ce vreți să faceți. Nu aveți cum să faceți salcul ăsta. Și nu vă obligați și nu vă chinuiți zilnic întrebarea asta. Știți cum se face? Baby steps. Da? Pași mici. Terminați, bucurați-vă de perioada în care sunteți. Bucurați-vă de perioada în care sunteți niște... Sunteți un buretă de informații. Acumulați tot ce prindeți și tot ceea ce vă place și ce vă face să vibreze. Și în momentul în care ajungeți în etapa următoare, adică respectiv facultatea, mai faci un pas mic. Ți-ai dat seama că îți place, nu-ți place, poți să mai faci o stângă-dreapta. Pentru că tu dacă te setezi deja cu o direcție pe care pe drum îți vei da seama că nu ți-e potrivită, vor apărea frustrările, va apărea nemulțumirea și tu vei fi prezent la fiecare conferință națională de management al stresului când te duci la servici. Ai înțeles? O să vă spun pe internet în fiecare zi. Unde se fac conferințe de management de stres? Că iar trebuie să mă duc la servici. Nu. Voi sunteți proprii voștri arbitri. Voi trebuie să hotărâți. Și nu vă obligă nimeni să hotărâți o singură direcție. Nu există doar alb și negru, există și gri. Alege griul. Ia fiecare etapă. Trește-te acum adolescența. Învață ca să fii pregătit pentru momentul în care vei ști exact ce trebuie să faci. Primul meu job știți care a fost? Știți oamenii aceia enervanți care vin și plătesc flyer de mașini? Eu eram unul dintre ei. Serios! Și știți pe cât făceam treaba asta pe 5 lei pe oră? Adică 5 lei, serios? Îți venea foame pe oră, spuneam un copil și eu erau bani. Dar știți pe ce m-a ajutat? Cu acei proprietari de mașini care veneau și se certau cu mine că de ce le murdăresc mașina cu flyer că plouă între timp. Și ce am învățat atunci? Managementul stresului, să fiu calmă, să știu să discut, să cunosc tipologiile, să fiu mai temperată, pentru că eu până atunci, Alina de aici de față poate să știe, dacă îmi vedea o sabie, eram țină. Și atunci mi-am dat seama că în momentul în care vine cineva la tine și generează un conflict, tu ești cheia, tu poți să-l aplanezi. Mai ales când omul din fața ta are dreptate. Și atunci trebuie să-i spui omului ce vrea să audă. Și credeți-mă, n-a fost niciun alt antrenament mai bun decât ăsta. În schimb, ce vă pot recomanda din tot sufletul sunt programele de voluntariat și de internship. Voi, în vacanțele dintre anii de facultate, există foarte multe firme care recrutează, dea bine la CV. Dar ce credeți, mai bine decât datul lor bine la CV, o să vă dea vouă bine la CV. Și în momentul în care voi veți termina odată cu aceeași generație, voi veți avea în plus niște ani de experiență. Chiar dacă nu este remunerat. Da? Știți ce înseamnă un program de internship? Nu. Există firme, mai ales în orașele universitare mari, care recrutează pe o perioadă determinată, începând de la o lună până la trei, oameni care să lucreze la ei în companie, în funcție de domeniul vostru, adică, hai să dau un exemplu ca să nu te bagă în cea sectorie. Pe resurse umane, da? Eu sunt student în momentul de față la managementul resurselor umane. Și o firmă de la mine din oraș face programe de internship. Eu mă duc, mă înscriu, oamenii ăștia îmi permit să mă duc la ei în firmă, să le organizez din punct de vedere să stau lângă inspectorul lor de resurse umane și să văd tot ce face într-o zi, timp de trei luni. Poftim? E foarte bine așa. Și știi de ce? Chiar dacă nu-ți dau niciun ban, ai apartenență la grup. În momentul în care tu termini facultatea și te vei duce cu colegul tău care a preferat să facă alte activități, ghici cine va fi luat în film. Eu. Perfect. De ce? De ce vei fi luat? Am fost acolo, am văzut. Ai fost acolo și știi. Exact. Și la fel și cu programele de voluntariat. Există aceeași perioadă, există același mecanism, doar că perioada este diferită. Voluntariatul poate
fie pe 6 luni, poate să fie pe un an, poate să fie... Dar, de regulă, programele de internship sunt cele pe care le recomand, pentru că sunt mult mai intensive. La voluntariat te poți duce să stai o oră, două, la internship te duci și stai 8. Și atunci ești responsabil, știi că seara nu poți să te mai duci la club să stai până la 5 dimineața, că trebuie să te duci la servici. Nu vă spun să renunțați la club, dar nu fiecare zi. Ok? Bine. Perfect. Dacă s-a terminat, v-am răspuns întrebărilor? Da. Da? A fost ok? Ați primit ce răspunsuri ați dorit? Sau au fost aceste 30 de minute productive pentru voi? Da. Da? Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte mult. Și dorința mea pentru voi este să fiți la fel de curajoși mereu. Și în momentul în care simțiți că este ceva al vostru și aveți nevoie de un răspuns, ridicați mâna, faceți un pas în față, trageți pe cineva de mânecă, pentru că toți avem nevoie de susținere în proiectarea profesională, indiferent de domeniu.